Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colege, dragi colegi, 8 mai este ziua egalității de șanse între femei și bărbați, zi ce ne amintește de una dintre caracteristicile fundamentale ale societăților democratice. Egalitatea de șanse între femei și bărbați înseamnă drepturi, responsabilități și oportunități egale, indiferent de gen. Ca drept fundamental, egalitatea de gen este un principiu înscris și garantat de statul român prin Constituție, articolul 16, aliniatul 3. De asemenea, ca sursă a creșterii economice, dezvoltării și coeziunii, egalitatea de șanse între femei și bărbați se regăsește printre valorile promovate de Uniunea Europeană, a cărei zi o sărbătorim chiar astăzi. Unii pot fi tentați să nu acorde atenția cuvenită acestui deziderat, punându-l pe ultimul loc pe agenda publică și politică, dar realitatea este că inegalitățile actuale între femei și bărbați costă România 1,6% din PIB. Acești bani ar putea fi redistribuiți către domenii precum educație, sănătate, infrastructură, dacă ne-am acorda eforturile spre eliminarea discriminărilor bazate pe gen existente în toate sectoarele. Mă refer la practici de tipul diferențelor salariale pentru muncă la valoare egală. Disparitatea salarială de gen este la 6,7% conform INSEE în 2016. Slaba reprezentare a femeilor în pozițiile de decizie, segregarea educațională și ocupațională și altele. Conform ultimului index al egalității de gen, prezentat de Institutul European de Resort în octombrie 2017, România încă se află pe ultimele locuri din Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de gen între femei și bărbați, cu un scor de 52,4 de puncte față de media europeană de 66,2. Vă amintesc, dragi colege, dragi colegi, că egalitatea de gen nu este doar o problemă a femeilor, așa cum este greșit înțeles de multe ori, ci vizează în mod egal atât femeile cât și bărbații. De exemplu, nu putem îmbunătăți accesul femeilor pe piața muncii dacă participarea lor nu este dublată de politici care să stimuleze implicarea bărbaților în treburile casnice și în creșterea și educarea copiilor. Este de datoria noastră, ca reprezentanți ai tuturor cetățenilor în Parlamentul României, să folosim pârghiile și instrumentele de care dispunem pentru combaterea tuturor discriminărilor bazate pe gen. Doar așa, dragi colege, dragi colegi, vom putea construi o societate mai bună pentru generațiile ce vin, o societate a egalității de șanse pentru toți oamenii, indiferent de gen. Vă mulțumesc. Oana Băzgan, deputat independent București.